Știu că în vlogul din bootcamp, adică ultimul video pe care l-am postat, a fost un minut unde muzica efectiv se auzea mult prea tare. Și din cauza asta o să vă arăt minutul ăla acum, pentru că mai mulți m-au întrebat ce vorbeam acolo cu bro. Așa că haideți să vedem rapid momentul și după aia să intrăm în discuția de astăzi, care este despre țâțe. Așa că hai să vedem alea câteva secunde pe care nu le-ați auzit. Că ne futem? Doamne, cam... Da, asta mă pregăteam să zic. Credeam că e ilegal. Nu pune oameni doar sub 18 ani. Adică nu e o chestie permanentă sau generală sau prestabilită. Uneori când eu îl plictisesc și el se plictisește și nu prindem altceva mai bun. Deci stai. Exact așa fac și eu cu toți prietenii mei. Nice. Care de fapt nu sunt prieteni. Sunt doar... Dacă e iubitul ăla al tău? Costelul? Costelul îl cheamă? Nu! Dar tu niciodată să fii cu un băiat al tău. Îl cheamă Robert. Îl chema. Glumesc, Robert, să știi că n-am prieteni cu care fac chestii, glumeam. De evident, știi că te iubesc. Da. Îl iubești? Da. De cât timp ești cu el? Câteva luni. Păi că eram relații serioase. Am relații serioase. Dar n-a zis nimeni că n-ai, dar vine și că îl iubești. Că o simt. Simt că îmi bate inima așa tare când îl văd și sunt Robert. Sper să avem copii, Robert, în caz că te uiți. Mi-e frică să spun în realitate, dar chiar sper să avem copii împreună. Da. Robert, fugi. Da, fugi, e nebună, fugi. Am văzut-o când se filmează. Fugi. Da. Vreau să vă povestesc și vouă de ce scrie points pe toți băieții ăștia. Voi vedea ce o să mai filmez în rest. Vai ce față am. Firme. Zici că am luat-o ultima de pe raft. Da. În America. Cătălin, ești gata cu video pentru bro? Ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Am ajuns unde trebuia? Cred că da. Hei tuturor! Eu sunt Marilu. Și am sânii mici. Pentru că de fiecare dată când îți ridici brațele, țâțele tale dispar. Sau că singurul motiv pentru care porți sutien este ca să nu răcești la plămâni. Țâțe, sâni, mă rog, o să alternez. Știți, eu una am sânii foarte mici, gen foarte mici. Da, foarte... Da, sunt mici în continuare. Credeam că m-am mișcat pe aici și au mai crescut eventual, nu știu, sau au mai sărit și ei. Mă gândeam că le-au crescut și volumul, dar mă rog, nu. Cam de 18 ani la fel sunt. Eu una mereu m-am întrebat de ce am sfârcuri dacă totuși am sânii atât de mici și mi-am dat seama de ce. Pentru că știți cum se zice, nu? Gestul contează. Dacă nu vă place subiectul țâțe / sânii / chestii drăguțe și rotunde, la care băieții de obicei se uită, de fapt la care și fetele mereu se uită, dar nu recunosc, puteți să închideți videoclipul, puteți să mergeți, nu știu, să mai mâncați sarmalele care au rămas după Paște, găsiți voi. Păi mie mi se pare ok chiar dacă le ai mici, chiar dacă le ai mari, medii, pe bune, chiar e mișto, sunt țâțe, le iubim, toată lumea le iubește, bărbații le iubesc, femeile le iubesc, copiii le iubesc, mă rog, copiile și... mănâncă. Desigur că orice pereche de sâni aduce și avantaje și dezavantaje. Femeile cu sânii mici nu provoacă accidente rutiere în momentul în care se apleacă în public. Întotdeauna par mai tinere, așa pe la 5 ani, 3, știți? Își pot vedea întotdeauna degetele de la picioare, dar și pantofii, adică nu, de ce dăm atâția bani pe pantofi dacă nu-i putem vedea, nu? N-am dreptate, nu? Pot dormi liniștite pe burtă și subscriu. Nu au probleme să se strecoare la volanul mașinilor mai micuțe. Știu că oamenii pot citi mesajul de pe tricoul lor. Știți, atunci când ai sânii mai mari, na, sunt niște denivelări și nu prea poți să vezi ce scrie. Uite, vedeți, de exemplu, la mine puteți citi de pe Marte că scrie freak out. De asemenea, femeile cu sânii mici știu că ce e prea mult strigă. Și pot veni mai târziu la o piesă de teatru fără să atragă atenția întregii săli.
pot face aerobic fără să existe riscul unui auto-knockout accidental. Și bine, bine, haideți totuși să vorbim și despre femeile cu sânii mari, că mai mult ca sigur se uită și doamnele mai umflate pe aici la videoclip, nu? Domnișoarele cu sânii mari pot face rost de un taxi chiar și în zilele cele mai aglomerate, frate. Deci eu una cel puțin aș da orice să am o pereche de țuțoace de alea de să explodeze când vreau, frate, să-mi comand un taxi că sunt în grabă. Deci eu nu mai știu ce să scot când vreau un taxi să se oprească în momentul ăla. Deci nu știu, scot și eu un picior, un călcâi. Mă gândesc, depinde ce felișuri o avea ăla, nu? Adică au mai multă putere de negociere, mai ales când vine de vorba de bărbații mai scunzi decât ele. De obicei mai găsesc resturi de popcorn după ce se termină filmul. Și asta chiar e o chestie foarte tare. Eu le găsesc de obicei pe jos și e cam aiurea, adică am dat bani pe floricelele alea. Întotdeauna plutesc mai bine și nu-mi spuneți voi că la Marea Neagră n-ați văzut exemple. Ele știu întotdeauna unde să se uite după o pereche de cercei pierdută. Și cel mai tare au loc unde să-și pună ochelarii atunci când stau pe canapea, frate. Fiecărui tip de sân îi putem da o denumire foarte drăguță, ca de exemplu afine portocale, piersici, lămâi, pepeni, pere, castraveți, cartofi, coșuri, clapete, atârnache, indicatoare, săculeți, aviatori, amandine, baloane, aripioare înotătoare, cuierași de haine, blockbusters sau pungi cu apă. Foarte funny, ajungi așa cu un băiat în pat, îl dezbraci, nu știu ce, el te dezbracă pe tine și rămâneți amândoi așa uitându-vă în zona asta, tu te uiți la el pentru că are sânii mari, adică are țâțici de alea de băieți, țâțici așa se numesc, da? Și el se uită la tine pentru că își dă seama că ai lui sunt mai mari. Știi, și rămâneți așa ca proști câteva minute, mă rog, după aia continuați treaba, că na, închideți lumina și se rezolvă, da? Așa ca idee, funny momentul ăla. V-a mai trecut cineva prin asta sau sunt singura? Am niște prietene care au țâțele mari, uneori mă joc cu ele, e funny până într-un anumit punct, chiar e funny. Așa drăguț, te duci la ele, pui mâna și ești ceva gen squishy și faci așa, te arunci și mă rog. Frate, cel mai mișto e că lumea chiar te ascultă, deci lumea chiar se uită în ochii tăi în momentul în care vorbești cu ei, adică frate, eu dacă vorbesc cu cineva știu sigur că aș putea să fiu și goală, pentru că efectiv s-ar uita doar în ochii mei. Pe bune, chiar doar în ochii mei mereu toată lumea se uită, de-aia chiar orice am vorbit cu cineva ăla sigur n-a uitat, deci hei, mulțumesc, mulțumesc că nu atrageți atenția. Am putut de fiecare Halloween, frate, să mă costumez în băiat, deci tot ce trebuie să fac este să nu-mi pun sutien, să-mi pun un tricou și o cămașă și un sacou și o perucă eventual. Sau, mă rog, îmi dau machiajul jos, îmi prind părul la spate într-un coc, se rezolvă, arată exact ca fostul vostru prieten, fetelor. Nimica, n-am nicio treabă, aș putea să sar, nu știu, și până pe lună, pentru că nu s-ar zbengui nimic la mine în tricou. O chestie mai enervantă e că na, atunci când ai un prieten și vine de la spate și te ia în brațe, na, te ia în brațe, dar uneori nu prea își dă seama care e abdomenul și care sunt țâțele. Asta ar fi o problemă cam nașpa, că... Hei, știi ce am observat în ultimul timp? Că sunt atâtea... Că în magazinele de lenjerie intimă sunt atâtea modele drăguțe de sutiene și așa pentru cupa A, mă rog, a mea nici la nu cred că ajung, e undeva, dă cu minus, în fine. Nu, cred că ne fac așa cu modele mai mișto ca să ne facă să uităm de faptul că suntem niște mici băieței. Mici băieței la pubertate, dar care mai au șansă? Eu am fost Marilu. Uhiu! Stați pe fază și pe canalul de sketch-uri Marilu și Dea, link în descriere. O să urmeze niște proiecte super mișto. Și stați aici și pe YouTube, pentru că o să urmeze multe, multe vloguri, multe vloguri. Să verificați descrierea, că de fiecare dată vă spun asta. Acolo găsiți blogul meu de fashion, găsiți Instagram, Facebook. Deci social media, nu înțeleg de ce fac asta, chiar n-am nicio idee. Găsiți tot în descriere. Eu zic să vă uitați. Nu mulțumesc, Spitalul Nou, n-am nevoie de ajutor, sunt doar foarte happy în general când filmez, de fapt eu așa sunt mereu, dacă o să mă vedeți pe stradă o să mă vedeți la fel. Bun, deci eu am fost Marilu, cred că e a treia oară când o spun și ne revedem în curând într-un nou vlog.
V-am pupat!